4 decenii de la primul val al deportărilor staliniste. Acum 81 de ani, aproape 33.000 de români basarabeni au devenit victime ale regimului încăvădist. Pentru a ține memoria vie, astăzi, 13 iunie, au fost depuse flori la monumentul din fața gării de nord Bălți Slobozia. Mamele nășteau din picioare, oamenii își satisfăceau necesitățile direct în vagon, iar copiii mâncau doar pește sărat, fără un strop de apă. Asta este fața deportărilor staliniste, transmisă de la bunici nepoților. Astăzi, părere de rău. Între noi este o zi de doliu, aș spune așa, pentru că inclusiv ai mei buni, străbuni, 11 copii și 2 maturi au fost deportați. Deci pentru mine și pentru, ca și pentru mulți alți basarabeni români, este o zi specială de durere. Adică... Este o tragedie a națiunii noastre. Din spusele celor care au rămas, dumneavoastră să vă închipuiți, într-un vagon încăpeau 100-120 de oameni. Cei trebuiau să-și satisfacă necesitățile biologice aici. Femeile trebuia să nască aici, n-aveau cu ce alăpta copiii. Și mamele erau nevoite să arunce pruncii peste oberlichturile care erau. M-am născut acolo. Eu țin minte în 57, când după moartea lui Stalin, noi ne-am reîntors. Și pentru nu a fi repetate greșelile, e bine să cunoaștem istoria. Acest val de deportări a fost organizat de doi criminali care răspundeau de listele care erau pregătite de aici. Este vorba de primul secretar Iosif Mordoveț și Pavel Borodin. Spre exemplu, din Bălți, din cele 3.000, au plecat peste 130 de vagoane, prin care, în condiții inumane, au fost nimiciți, dar și unii au ajuns a fi și transportați în locurile îndepărtate de propriul său meleag. Doar menținând durerea neamului nostru, nu vom permite să se repete astfel de tragice și dureroase clipe. Pentru a-i comemora pe toți cei care și-au pierdut viața, Preasfințitul Antonie, episcopul de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, a oficializat în această dimineață o slujbă de pomenire. O să ridicați din acest spațiu, urcați în vagoane pentru vite și duși la distanțe mari de casă. Mulți dintre ei nici nu s-au întors. Fie că au rămas acolo în Siberia de gheață, fie alții n-au rezistat din cauza bolilor. Oricum, a fost o noapte neagră pentru noi. Au fost deportați crema societății românești din fostul regat unit al României, au fost deportați în Kazahstan și în Siberia și nu s-au mai întors de acolo. Este o zi de tristețe pentru noi românii și este o zi pe care o vom comemora an de an. Mii de moldoveni au fost supuși represiunilor în cele trei valuri de deportări din 1941, 1949 și 1951, iar mulți dintre ei nu s-au mai întors acasă. Deportările au fost organizate de biroul politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al URSS.